Oricum mă dore de jocul ăsta. Vorbesc cu o persoană, frate, care stă în grotă tătă ziua, man. Like, legit, o persoană care nu mai stă în grotă, bro. Chill, man, am eu un vein is broken. Jucător beșit, ia de carry, că nu știu să... S-o trezit și ăsta țapul inventator. S-o trezit inventatorul din el și o lua carry într-un match și... Ce faci, mă, primul, uite. Bună seara, Bossatron, salut, man. Man, am eu un works fine pe vein, că o focărat într-un match. Man, am eu un works fine pe vein, ai tested. Toate înjurăturile posibile, meciul ăsta, să mor eu. Ai tested. 20 cu 3, junglă meciul trecut. Will you be fine, Darius? He will. He is good. It's skill matchup. S-o trezim, mă. Da, mă, skill matchup. Nici nu vreau să vorbesc cu ăștia, sincer. Vane, you know, Rango one shot you without chillbow and guardian. Păi nu, frate, lasă-l că-și face muramana. Lasă, că muramana, că ție trebuie mana pe Vane, bă. Bă, deci primul om, frate, care îl văd cu așa ceva. Bă, deci, când îți trebuie ție? Ăsta mai îmi zice, will you be fine, Darius? Pentru că el dă pattern. El o să gancheze un Vane care mere pe muramana. Ăsta ni win condition-ul. Da, man, da. Ăsta, bro, ai Alistar level 1, calmează-te. You are no Janna, go. Frate, joacă Alistar. Lasă-l măcar să facă level 2. Așa, am zis skill matchup. Că mă joc versus Ilaoi top. E dezastru, man, matchup-ul ăsta. Ce... E dezastru, man. Skill matchup, chica. Skill matchup, bro. Skill matchup. Te pup, Petronele. Mersi, Frost, man. Îți mulțumesc, Frost. Te pup, fratelo. Mersi mult. Mersi frumos, bro. Ăsta e mort. Ca idee. Ok, bro, let's go, man, let's go! Back to casa olarului. Ah, hai să vedem cum stă botul nostru. A început meciul, e minutul 4. Bă, eu de pe acum vă zic că meciul ăsta e defeat. Pur și simplu, nu contează ce se întâmplă pe top. Și dacă mă duc 10-0 și dacă mă duc 0-10, e defeat. 0-1, 0-1, 0-1, 1-1. Tear of the Goddess. Că el o focărat într-un meci. Ah, it's fine. Bro, ești full mana, frate. Doamne, ferește-o, man. Ce pula mea, frate. Știți care e faza? Jucătorii de silver, de gold, nu sunt așa inventator, frate. Să uită care e build-ul pe internet. Ascult, frate, ăla-i build-ul, știi? O juca pro player-ul ăla, o juca pro player-ul ăla. Ăștia, da, frate. Eu-s faker, eu inventez, man. Că na. La pământ. Stai la respect. O veni și Syndra. Păi fă ceva pe mine, mucosule, pușează-ți linia. Mamă, ăsta cu Vein, cea mai mare pedeapsă posibilă. Coaie, am jucat cu ăsta Victory, era 2-10 pulă. Vai de capul tău, man, e ultima pedeapsă de pe serverul ăsta, mă, la mine în echipă. Doamne ferește, mă, cât de bad, eu n-am adecherită match-ul, man. 9 milioane mastery Vein. Are 9 milioane, chiar are 9 milioane, nu-mi zic că are 9 milioane. Nu-mi zic, frate, că are 9 milioane. N-are, mă, dă-l-mi. Joacă Tear of the Goddess, Vein. Când e mult la tătie dead-urile lui, era cu 80% mana. Bă, ăsta trolează, bro, să-mi bap. Bro, ăsta trolează, coaie. Nu. GG. Ne auzăm la păcănele în seara asta, bă, băiți. Nici la păcănele nu poți să ai atâta ghinion. I don't know why you're 46% win rate pinging me. Ai 53% win rate, mă, puiule. Nu ca și cum ai început din gold sezonul ăsta. Plus you are in promos, 1-1. Wow. Ce amenințare, bro. I will lick everyone if I were you. Doamne, ce cringe e omul ăsta, pulă să mor eu. Bă, deci nu există om mai cringe. Doamne, ferește, un fratelo. Yeah, man, XD. Cringer. Bro, deci ăsta e peste nivelul de cringe, frate. Nu-l bate, mă, stai cu minte. E winnable. Că asta cu Vein trolează, tu te uiți, man? Ăsta îmi zice de win rate, bro. Argumentul ăsta cu win rate-ul e irrelevant, man.
Eu am terminat în Master 200 de LP-uri după mi-am jucat meciurile. Tu probabil ai terminat în D4, ți-ai jucat meciurile și ai ajuns tot în Diamond 1 cu atâta winrate. Eu pot să-mi fac un cont fresh, să-mi fac și eu winrate, bro. În Diamond 1, să am winrate mai mare că am început în Silver, în pula mea, ești nebun? Ai, e argument benzină. Vorbește ego din veinul ăsta. Tear of the Goddess. GG. Vorbește ego numai din jucătorul ăsta de vein, că îi câine cu aia și comentează pula și pe lângă că intează mai și comentează, știi ce zic? Mai și câine. Support diff. Ăsta-i pedeapsă, frate, de jucător. Man, pe unde dracu fugi? Nu mai îmi dai în chestia aia. Ok. Calma-te, bro. Ești mort. Man, am trollat. Bă, sincer, my bad. O luat shutdown. O luat shutdown. Moare singur pe lane. Păi nu e aia cu aia, că ăsta la level 1 zice că de ce Alistar nu dă engage în inamici, pula. Ești prost. Ăsta la level 1 se așteaptă ca Alistar să aibă level 2. Nu știu, așa de miracol să facă level 2. Și că sunt la promoții, pula, că să nu mai comentez cu aia că sunt la promoții. Joacă băiatul. Ce să zic? Nu mai bat. Dacă mai avem de încă un W, băteam. Asta crede că mă interesează pe mine de o promoție la Master cu aia. Bă, sincer, ne bate pe amândoi alistarule. Ok, nice. 0-7. Minutul 12. Da, păi eu am 50 de promoții, mă, de Master. Crede că mă afectează pe mine o promoție. Și oricum mă dore în pulă de jocul ăsta cu aia. Vorbesc cu o persoană, frate, care stă în grotă tătă zua, man. Like legit, o persoană care nu mă stă în grotă, bro. Chill, man, am eu un vein is broken. Bă, îl bătem singur aici. N-are ultimata, nu? O luat el kill-ul. No, I'll take that, ha! I'll take that. Ăsta e acolo, bă, ce play am făcut aici, mă. Mamă, cum am jucat-o, bro. O făcut level up. That's your win rate. Asta joacă cu Iceborne Gauntlet pe Illaoi. Man, jucătorul ăsta cu Vayne. Oh, și man, cea mai mare pedeapsă posibilă. Bă, winnable match-ul, sincer. Chiar winnable match-ul. Că e, s-a apucat ăsta să-și facă Tear of the Goddess pe Vayne. Strategii. Bă, deci explicați-mi mie, mă, dar Vayne consumă atât de multă mana, mă, să ai nevoie de Tear of the Goddess. Că nu mi se pare mie un campion să folosești multă mana. They buff Vayne and they will no play. Hai să facem dragonul, man. Avem Boss Kong 4 cu 3, Diana 3 cu 2. Reușim să cărăm un crater pe AD carry. Bă, da, crater, că n-avem AD carry de luat match-ul ăsta. Ai, mă, flash-ul. Ne-am dat flash-urile în același timp. Unlucky. Bengal Primal Smite. Mamă, mai ușor cu kite-urile astea, viața mea. Ne luăm bătaie dacă stăm aici. Ia, ne luăm bătaie. Bro, deci ăsta câte dead-uri are ca și Vayne? 8 dead-uri are. Jucătorul ăsta are 8 dead-uri per match. E average-ul, frate. Că unele match-uri, multe match-uri are cu 12. Winnable. Semnul întrebării. Hai să mai devin niște kill-uri. Eu trebuie să-l car pe animalul ăsta care îmi face ego cu 4-6 winrate. Da, la toate match-urile face mil normal și ți-e strage tier. Bă, cu aia la început de match o zis că fii atent, pulă. Că match-ul ăsta o încercat Tear of the Goddess, m-a namiun pe
Pă vin și eu ieșit, dar pă el a avut 22 cu 3 junglă, man. Like, legit, bro, legit. Zici, și după a venit la mine în lobby, eu zis că e bun. O, vă scumperi conge pe Turbo Smurf și dai primul meci. De rău, ce stai, că mai avansat. O mai avansat băiatul ăsta puțin așa. Ăsta cu 1-7, dacă se supără, mă bate la 1-1. Vein! Doamne, dă-i minte! Nici măcar nu trebuie să-i lăsăm un kill, că și e bounty reset. Nu-i lăsăm absolut niciun kill. Mană, ia fa baronul. Un meci mai prost pentru ăsta cu Vein, cum ar spune Riot Games. Bun engage. Bravo, bravo, bravo echipa, bravo! Chiar winnable, man. Intră ăsta cu Rengar. Bă. N-am mult. Jucăm 4v5, man. Enemico, Draki, la de carry inamic, bă, băieți. It became Kane for a moment there. Cosplay Janna pinging me. XD, XD, XD. Zile, frate, să mor eu. Iale. Chill out, Vayne is going, man, Amun is broken. Why do you spam her? Oh, Diana ia apărarea. Everybody has a bad game sometimes. Pula, ăsta e ratat. Na, bro. Ăsta e ratat. Cu aia asta, nu vede că ăsta cu Vayne face ego. I don't have a bad game. Nu, frate, o să zică că Alistar are bad games. No, no, I don't have a bad game. And Darius... Darius hit 4-6. O rămas blocat, frate. Că ăsta o luat primul build de pe Săsar. Prima persoană de pe Săsar care a întâlnit-o. No. Un combo corect de la enemy team. Pot să fac multe cu 7 kill-uri, ce-i drept. Nice promos, Darius. Nice promos, Darius.